Salut și bine v-am găsit la un nou episod de SnowRunner. Suntem aici tot cu Radu și cu Cătălin. Și salutare. Încercăm să facem ce n-am reușit data viitoare. Eu data trecută, pardon. Deci, cum ne-a nimerit Radu? Deci stați ca să vă arăt unde e Radu. Radu e undeva pe harta cealaltă. Ia uitați, e chiar la garaj, adică n-are nicio apăsare Radu. E în garaj. Era răsturnat un pic. Da. E în gara, se face că lucrează, n-are treabă și noi, ia uite, noi suntem băgați până în gât. Ieșim și de aici. Da. Trebuie de ajutor. Deci cum a nimerit Radu misiunea asta, nu știu, el și-a luat o misiune pe care l-a păsat pe hartă aia și noi am zis hai să explorăm. Și ne-am săturat de explorare acum. Radu, nu, suntem ok deocamdată. Da, stai, nici nu trebuie să ne ajuți. Eu opresc motorul până reușesc să viu cât mai sus. Noi ne văităm doar așa, de distracție, de să fie mai amuzant clipul. Bă, sigur, nu aveți voie de ajutor? Nu, stai liniștit. Hai că trebuie misiunea și vin și eu. Stai liniștit că... Cred că trebuie să vii și cu încărcătură, că o pierdem pe asta. Destragem ușor, nu mă brusca că... Ușor? Nu. Eu nu mă mișc, doar folosesc mânciul. Ca să zici că te-aș putea trage okay. Foarte tare. Gata. Top, aici mai am un hop. Să-l văd. Stai așa că sunt... suspendat puțin. Văd cum aș putea să mă prind de ceva din partea asta. Ăsta nu mi-ajunge, ăsta nu mi-ajunge decât de ăsta de sus și nu mă ajută cu nimic. Ia încearcă acum. Ori la bal, ori la spital, dar cred că mai mult la spital. Deci mă trage înapoi, dacă vine să crezi așa ceva. Păi, prea puternică mașina asta. Stai puțin, să încerc să ajung un pic mai sus și eu la rândul meu. Dar, efectiv, nu prea ai cum. Nu știu, dacă îi dau drum acum o să cadă... Ia să vezi. Nu. Prinde-te repede iarăși. Au căzut încărcătorul. Da, Radule, unde ești? A doua oară când pierd încărcătorul nu vine să cred. Avem de crain? Da, ca să nu ne mai întoarcem iarăși. Poți să vii direct cu cimentul? Nu, vino cu un crain. Și am o idee mai bună. Du-te tu, Cătălin, și du-ți încărcătura. Ok. Și eu mă duc să descoper turnul până una alta. Știi? Okay. Și atunci descoperim și turnul, tu-ți duci încărcătura și între timp vine și el cu un crane, deși mi se pare cam dubios de scos din partea asta. Nu prea cred că... sunt șanse prea multe. Poți să mă împingi un pic? Nu, eu nu pot să ies de aici, dar să te împing. Eu asta încercam să mă trag de tine. Uite, acum o să te împing, acum. Dacă reușesc să mă pun... Eu am două roți suspendate, ca să înțelegi. Observ. Și tu le-ai îngropate. Efectiv, sunt îngropat. Acum ia vezi. Încerc. Nu? Nu te miști? Nu. Absolut deloc. Ar încerca acum. Wow. Ești ok? Ma... Nu, că te trag înapoi. Radule! Ma vine. Am căzut și eu nu doar încărcătura. Hai, du-te tu, salvează-te, Cătălin! Nu mă pot mișca, efectiv, nu mă pot mișca. Ma. Deci, wow. Chiar că wow. Ai cred deja încep să mă enervez. Ok. Haide mă trage un pic. Fii atent.
Te descurci, nu te descurci. Situația e de așa natură. Nu, nu vezi că o să te răsune acolo. Nimic. Norocul tău că am fost aici și m-am proptit în tine. Pe asta m-am și bazat. Vezi, totuși nu poți să mă tragi și pe mine, să mă duc să vă turnu. Dacă reușesc să ajung un pic mai sus, promit cu mare drag vin. Dar... Uite, opa, știi că am reușit, opa, știi că eu puteam să mă ridic, văd, doar că mi s-a oprit motorul. Serios? Aparent da, am putut să-mi pornesc motorul, nu știu ce tip de winch am, sincer că am uitat ce winch mi-am pus. Nu, știi care e șmecheria? Dacă nu ești răsturnat aproape complet, da, cum ar își revine? Veni, da, da. Dacă ești, cum ai stat tu așa, un pic înclinat, a, păi, cred, te lasă nu, totuși cred să că pornești. Când ai trecut tu pe lângă mine s-a îndreptat. Posibil, posibil. Oare nu te pot prinde de aici? Nu, că văd că pot să mă întorc. No, no. Ia să încerc dacă mă iau de partea asta, nu dau cu mine. Ia să vedem. Lasă-l un pic să te prind eu. Se puțin că aparent descoperisem ceva, da. Ia vezi. No. Acum te-ai dus și mai frumos. Op, scuze, mai dai dată, mai dai dată. Nu, am apăsat eu W. Din greșeală. Nu, că te trage cu totul. Adică acum pot și eu să te ajut, îmi dau pe low. Stai așa un pic, să dau un pic înapoi, că am un copac aici care mă încurcă. Să nu dai drumul la unii, te rog. Haide mă. Gata, gata, că i-am dat eu pe low plus, bun. Du-te tu unde ai treabă, eu mă duc să văd turnul pe care fix aici. Bine, cred că o să-l vezi înaintea mea, dar lasă că o să-l iau eu, tu du-te unde ai treabă. Nu, nu, exact, dar eu trebuie să mă întorc, de-aia am venit. Da, ok, deci... Să ne cam intersectăm, stai să trec. Liniștit. Gradule, ai și flatbed sau vine și mi-o încarci mie? Nu, vine să te încarc pe tine. Ah, ok. Să iau turnul ăsta. De fapt, nu trebuie să-mi de el, doar că nu mi-a frânat mașina. Și acum nu fac mișto. Chiar am încercat să o opresc și s-a dus Sunny și Royal Luca și Taigo, că și Taigo tot la fel face. Apeși frână, da, și el se mai duce el puțin, că nu. Nu, nu mai vreau să opresc, efectiv. Gata. Se vede frumos drumul meu? Da. Sau... Superb. Wow. Aolea. Câte chestii mi-a deblocat, uite-te. De la un singur watchtower. Oho. Câte task-uri și misiuni mi-a dat. Să văd eu unde e Radu. Trebuie să mă abat până la un trailer store. Până vine Radu, poți să vii și tu până la un trailer store eventual să ții niște... A, bă, nu uite, mă, stația din motorină. Vezi că e pe-ul lângă tine, da. Da, 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 da. Au mâncat tot rezervorul aproape. Nebunia asta. Dar pe harta asta n-avem garaj, nu? Nu, nu. Aici sunt doar două garaje pe Pedro Bay, pe prima hartă, sau da, Pedro Bay, sau Monta River. În fine, prima hartă și White Valley. Am înțeles. Atât. Cred că mi-a dat cât am, level 19, a, level 19 doar. Nu-i rău. Nu, vreau să-mi dau recover să iau un crin, dar dacă vine Radu... Nu sunt pe drum, s-a aproape de... Da, oricum nu mă grăbesc, că mă duc să mă alimentez puțin. Am găsit un peco aici aproape. Nu mai bun și pentru tine, dacă o să ai nevoie. Exact. Radu. Ia uite-l. Perfect. Dar ce pot eu să încarc de aici oare? A, cred că doar... combustibil și atâtea. Ah, credeam că îl păcălesc puțin, dar n-a mers. A, uite că pot să iau de la un warehouse aici, din apropiere, dacă e. Că văd că mi l-a deblocat. Eu asta vreau să te întreb. Cum de nu ai crane la Royal? Eu nu am la Taiga, fiindcă nu pot să pun. Nu am, că nu l-am folosit. Acum l-am scos din garaj episodul trecut și... Na. Da, da, da. Bine, pot să mă duc să iau de aici, de la warehouse, ca să nu mai aștept pe Radu, dar... Da, dacă tot vine. Păi, da... Stai să văd pe unde e Radu, întâi. O să fie foarte funny.
ce acolo? A, Radu acum intră, ok? Da, e aproape. Da, e foarte aproape. Păi mă duc eu să mă poziționez acolo la ciment. Cimentul e cum ies în stânga, ok. S-a făcut și noapte între timp, aprindem farurile. Radu, left, north, post. Și l-aștept pe el aici atunci. Chiar pe drumul ăsta? Da. Și pe urmă încă o dată stânga, ok. Sper să pot să prin zăpada asta, când iar mi-am ales o scurtătură. Hai că am reușit. Parcă ajung. Ce la tine vine? Parcă e mai bine cu farurile stinse noaptea pe zăpadă, că când aprinzi farurile se luminează tot ecranul și nu mai vezi nimic. E... Da, da. Deci că îți face senzația de ceață. A, uite aici avem asta. Dar tu vezi că noi am urcat pe cea când puteam să urcăm pe unde am... pe alt drum și era mult mai ușor. Da, 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 dar nu vedeam. A, da, nu era descoperit, corect și asta. Păi vezi. Păi și atunci mi se pare mai simplu să mă poziționez cu roțile în jos, practic cu botul în jos. Și să vin pe unde am urcat acum, de la Peco, pe partea asta mai ușoară. Da, în care zăpadă nu e nămol, știi ce zic? Mă alătur și eu acolo la voi să mă uit. Și să ajut dacă se poate. Cum să mă poziționeze să mă poată ajuta Radu? Să da, pot să sar... Eu sincer mă gândeam și la altceva eventual, dacă o să reușească Radu cu creinul să le scoată până mai sus ca să nu le încurci și tu cu camionul fiind acolo. Chiar nu, că încerc eu să le împing într-o parte să eliberez drumul, să mă pot pune eu, dar nu prea am putere să le împing. Adică le-am împins, dar foarte puțin. Să dacă mai iau o dată avânt. Poate s-ar fi ele. Gata, le-am împins, gata. Uite, una s-a rostogolit. Gata și pe a doua. Chiar am sărit aproape pe ea, cum ai zis tu. Și cred că pot să sar pestele și să mă duc în față. Să le împing mai mult puțin ca să-i fac lui Dragoș, lui Radu mai bine loc. Da, dar Radu a rămas puțin blocat. Păi Radu așa rămâne de obicei, nu? A început ca să-mi copieze stilul. De unde ești? Stai, tu vine încolo. Ești în râu. Ești în râu? Hai, scurtătura. Hai, găsești o scurtătura. Vezi? Îmi copiază stilul de joc. Păi nu vine cam mai încolo, nu rămâneam blocat. Am trecut de prea multe ori râul ăla. Recent, chiar recent, de aia pe acolo am reușit să scap nevătămat. Cum ajung eu până acolo? Hai să facem o nefăcută, dacă tot. Încerc să văd dacă pot să iau pe lângă pod. În spate n-am de ce să prindă, stai să vedem. A, bă, da. Wow, ce drift! Oh, cât de frumos! Dacă vă chești ok, dar... Nu m-am eliberat. Vină pe aici, te rog, dacă vrei. Vină pe aici, mai ușor. Acolo vreau să vin, numai că a rămas cu botul blocat. Da, ai luat un pic de crane, nu știu de... Vorba de ciment. Da, cred că cu creinul ăla poți să stai liniștit. Gat. Acolo la... M-am poziționat, vă aștept. Cu mare drag, ia să vedem pe unde sunteți. Hop. La o aruncătoră de băț. Bă, cum ai căzut în apa asta? A, vrut să ia pe lângă pod, el mă, n-a vrut... Bă... Nu, pe acolo e ok de luat. A, pe da? Acolo ieșim, el a vrut... Pe unde am venit noi, pe acolo a încercat și el să vină. Dar că eu am intrat pe botul în apă, că n-am văzut o piatră, știi, și... Întuneric, da, păi tot din cauza întunericului mi-a aruncat și o remorcă în apă, dacă îți mai aduce aminte. Și tot așa, era întuneric cu apă, combinația perfectă.
Eu, da, uite cât mi-a descoperit un singur turn și Un mai avem unul singur sus. watch, exact. Hai să-l las pe Radu să intre pe aici, să vadă cum intră. Eu stau aici sus, Gata, deasupra, am făcut în caz de... 25% și din Alaska, am 65% pe Michigan. Ăla e jocul. Am un total 37%. Când... La începutul dimineții aveam și vreo, cât aveam, vreo 29, cred, sau 28. Am făcut aproape 10% cu curat. Aici sunt, aici sunt. Radu cu Matahal aia nu știu cum intri tu pe acolo. Lasă-l să încerce, că cred că l-ajutăm noi pe el. Îi luăm crane-ul la nevoie. Bă, da, mare, ferească de Dumnezeu. Și greu. Deci nu știu dacă da, am putut da, explica la amul. Hop! Hop! Wow! Te-ai blocat sau înaintezi? Am blocat, e prea lat. Ajută-mă un pic să mă tragem către tine. Te winci. Eu nu văd unde sunteți? Acum inter... Hai, ce sus? A, în spatele meu. Eu vă așteptam din față să veniți. Ia uite cu ce a venit, domnule. Ăsta al meu, să... Ăsta al meu doarme până veniți voi. Ia uite. Trezește-te, băi, băiatule. E de muncă. Bă, dar chiar ești greu. Lasă că... Ce declarație. Chiar ești greu. Da, du, aș... Da, dă puțin mai dacă nu se încerci să te trag altfel. Mai dă-l o secundă. Dar eu n-ajung până la tine. Vezi că e un copac în față, poți să te iei de el. Ăla, da, ia de-i. Nu? Mă trag de el, da. De pe lău, nu știu, încearcă o variantă. Gata, vă că te-ați muncit. Da, e, e foarte urât pe acolo, că nu știu, ori e buguită. Porțiunea asta ori nu dau seama, că și pe mine mă aruncă, mă dă într-o parte. Aia, mersi, Cătălin, bravo, bravo. Ți-a dat și damage, nu? Nu. Frumos. Ia, o, ușor, că să nu, că pentru tine n-avem crane. Ușor că mă nenorocești. Că dacă ne cade crane-ul... Da, chiar. Venim cu 5 azoburi, stonuri, te ridicăm. Da. Mamă, dar ce ancore are, fii atent cât e de mare. Wow. Poți să ridici și... Dar vezi că tu cam stai pe cimentul ăla, nu cred că ai cum să ridici. Ești cu o roată pe el. Și puțin așa mi-arată mie că ești cu o roată pe el. Ei, încerci, dacă vezi că te balancează prea tare, îi dai. Dă-te puțin mai în spate, cred. Eu vă dau lumină. Așa, perfect, da, perfect. Doar că cu celălalt nu vei putea să faci nimic pentru că na. Mamă, și ce copacul ăla acolo la tine? Da, păi în ăsta mă blocasem și eu. Bun, una. Ia stai puțin. Să-i dau pack, să arate bine. Unpack. De fapt, cred că poți să pui și cu pack, nu? Da. Nu, pe ăla stai. Ești cu roata, ești cu, de fapt, cu bara din față pe el. Nu prea poți să te miști. Gata, perfect. Bun, bun, unde trebuia să ajung? Să că deja am uitat de când am mai înaintat ma... Deci eu sunt orientat cu botul în partea cealaltă și mă gândeam... Nu, eu sunt orientat bine, nu? Nu. Normal ar trebui să vii pe aici pe unde sunt, pe sus, ca să nu înconjori. Da, mă gândesc pe unde aș putea să o iau, să ies în față. Ia, dacă ies în față pe aici, n-am pe unde să mă întorc. Gen. De fapt, știi că aș, nu știu dacă... aș putea să dau cu spatele, că sunteți amândoi acum. Da, ar putea să te împingă Radu eventual și o să te trag de aici. Da, da, merg să mă întorc cu fata spre ea. Da, și poți să-l împingi și-l aștept aici să-l trag.
Cu dadul încearcă să dai ușor. Nu am cum să dau, că nu mi se mișcă deloc. Serios? Auzi, fă altceva în schimb, mergi în continuare, toată mea. Da, asta vreau să fac acum, da. Și au prins stânga pe undeva, pe unde am coborât. Da. Văd că Radu se întoarce. Că văd că am un drum în față care m-ar scoate oriunde, dar nu aici. Și pot să iau prin zăpadă, credea, să vedem. Mamă, uite-te și tu cum am dat, nu l-am văzut. Radule, de ce nu mi-ai zis de el? Din cauza că m-ai orbit, mi-ai dat cu farurile în ochi. Ia uite, Radu al meu era pe parte, bine că l-am surprins repede. Că era să scape, să nu-l prind pe cameră. I-ai făcut poze? Da. Vă descurcați acolo? Eu... Atunci deja ajung. Eu da, încerc să urc pe partea asta, nu știu dacă e o idee bună, dar o încerc. Ar fi ok dacă ai putea să urci, că te-ar scoate la benzinărie. Păi asta dacă... vreau, asta e ideea. Că pe acolo am coborât odată. Uite pe în aici. În caz de ceva, rup gardurile pe acolo de la benzinărie, fi ca aia. Hop, am reușit să mă și orientez într-o parte, să-mi dau un pomul la mare. S-a trecut în lumină acum. Perfect. Am ajuns, acum văd că am asfalt drept, nu? Am drumul întins. N-ar trebui să mă mai fac de râs. Păi ce să zic, Doamne ajută de acum încolo și mulțumiri lui Radu. A venit cu creinul tocmai de la... din orașul celălalt, da. Dar cu toate, uite, ai văzut Taiga-ul îmi reușit să urc. Da. Deci merită banii, cum se spune. Și banii, dar n-ai avut cimentul meu, stai puțin, că și eu iubesc Taiga-ul, dar... Corect. Bă, oricum a fost dezavantat, pe lângă faptul că el țopăie. I-a mai dat și ciment în spate, să-l ajute, să-i busteze țopăitul. Ma, sper să nu se vadă asta. Am dat în pom, dar nu știu cum am reușit. Asta chiar a fost fără voia mea. Și ești ok? Da. Doar că am de făcut o curbă puțin mai ciudățică. Ok, gata, am reușit. Mi-e frică cu cimentul ăsta, că e foarte greu. Și tot timpul mă răstorn cu el. Bine, și chiar dacă nu mă răstorn, se balansează prea mult. Și poate să... Îți dă impresia că te răstorn. Exact, și poate să cadă dintr-o situație în care nu te-ai aștepta să cadă. În care, în mod normal, n-ar cădea. Da, într-o denivelare de asta absurdă. Dar eu sunt bine pe aici? Da, drumul e un pic mai ciudat, okay. Dar ești ok. Credeam că l-am greșit, că nu prea văd, adică e mai mult zăpadă decât drum. Ar trebui să vezi urmele mele. Okay. Vin aici să-ți dau lumină. Îl păcălesc cu H-ul ăsta, că altfel n-am nicio șansă. Oricum, H-ul e genial. Da, doar că cu H-ul m-am răsturnat, că trebuie să apăs în continuu și să țin accelerația pornită și așa m-am răsturnat atunci, prima dată. Gata, mă. Radu, tu ce faci? Mai folosești creinul? Mai rup copaci? Eu sunt deja... Bun, hai să ne luăm bonuții pe misiunea asta. 460 cu 3550. 26% din Alaska. Bă, ai că am făcut ceva evoluție. Nu, în 2, în 3 termin imediat jocul, de asta... Da, da, da. Puțin mai aici. Ia să vedem. Văzusem aici că avem un upgrade. Mă duc eu la el și te duci tu la turn sau mă duc eu la turn și tu la upgrade? Cum vrei. Mă duc eu la turn. Ok, și mă duc eu la upgrade. Să te enervezi tu cu upgrade-ul ăla care... Sigur nu o să trebuie. Mamă, deci a 6-a oară când... O uit în H și încerc să accelerez. Să dai înapoi. Da, da, da. Nu contează. Stai așa. Da, să dau înapoi, da, corect. Sau și să accelerez, că tot aia e. Că... Stai că am mai găsit o misiune. Că nu pleacă pe H. Trebuie să restituim un cat.
A, nu. Ba da, un chat. Doar că ăsta trebuie reparat, fii atent. Păi, cu kit. Cu kit, da. Să-i dau puțin pe low și să văd pe unde mă strecor. Cred că aș putea să dau înapoi și să vin printre copăcii ăștia de ea, să vedem dacă am loc. Că pe aia mici pot să-i dobor, adică nu mă încurcă ăștia mari, trebuie să trec de ei. Ok, ia, dacă e upgrade pentru, pentru Chevrolet, e clar, ia. Always dry și pentru Chevrolet. Bă, puteam să jur. De ce n-am și zis că dacă e pentru Chevrolet? Că toate, tot ce-mi dă pentru Chevrolet, pentru mine mai puține pentru ce-mi trebuie. Bun, am reușit să ducem misiunea la sfârșit, ne-a ajutat și Radu foarte mult că a venit cu creionul, că altfel ar fi trebuit să ne întoarcem noi de pe ori Cătălin, ori amândoi. Bine, am fi putut să o încărcăm și de pe aici, că după ce am descoperit turnul, ne-a dat și warehouse-ul ăsta, dar oricum am fi stat mult mai mult timp. Nu uitați de un like, de un subscribe, punem punct episodului aici și ne auzim data viitoare, salut!